Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă sesiune Science Lab, laboratorul nostru științific. Astăzi vom vorbi despre o superputere pe care toți o au, dar de care habar nu aveau, și anume abilitatea de a auzi temperatura, sau, cel puțin, de a diferenția apa rece de cea fierbinte. Totul se datorează faptului că apa are viscozitate. De exemplu, mirea caldă este mai fluidă decât mirea rece. Aceeași se întâmplă și cu apa, doar că nu putem observa diferența, însă o putem auzi. De exemplu, de fiecare dată când vom turna apă rece, sunetul ei se va diferenția de apa fierbinte. Totul se datorează faptului că moleculele din apa rece se mișcă mai încet și sunetul este diferit, spre deosebire de moleculele din apa fierbinte, care se mișcă mai mult și mai rapid. Vă puteți convinge de aceasta doar încercând un scurt experiment. Luați două pahare goale, un pahar de apă rece și un pahar de apă fierbinte. Turnați într-un pahar apă rece și în altul apă fierbinte și ascultați atent sunetul. Vă veți da seama și cu ochii închiși în care pahar care apă se află. Să încercăm și noi! Sunt sigură că fără dificultate v-ați putut da seama în care pahar am turnat apă rece și în care am turnat apă fierbinte. Cel mai interesant fapt este că aceste cunoștințe le avem toți la nivel intuitiv. Astăzi v-ați putut convinge de aceasta. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție, iar noi ne revedem în curând. Pa, pa!